dragi ploieșteni, domnule prefect Virgil Manu, domnule viceprimar Dan Nicodim, stimați invitați, onorată asistență, doamnelor și domnilor. Ziua Drapelului Național nu este o zi oarecare, a trebuit să fie o zi a mândriei naționale, o zi în care fiecare român a trebuit să arboreze drapelul național și acest lucru pe lângă 1 decembrie, ziua națională. Un eveniment emoționant pentru mine a fost cel în care, fiind într-o vizită în Statele Unite, fiecare locuință avea arborat drapelul țării lor. Mai aproape de zilele noastre, vedem cum în Ucraina, în țara vecină, eroilor, martirilor, mor cu drapelul în piept. Am avut și noi astfel de eroi, mult mai aproape acum, în decembrie 89, la Revoluție, militarii din Câmpina, eroii noștri, au murit la fel cu drapelul în piept. Și pentru a cinsti acest moment, vă rog să-mi dați voie să citesc o poezie care spune cam așa. L-au purtat strămoșii noștri, fluturând prin foc și sânge, a adus și lacrimi multe, Basarabia îl plânge. Îl purtăm pe uniforme, decorații, avioane, pe catarge, pe platforme, fluturând pe stadioane. A urcat și în vârf de munte, a mai coborât și în vernă, când eroii țării mulți au luat calea eternă. Ne-a adus speranțe nouă, când la universitate, găurit în 89, flutura libertate. Oriunde aș fi nu-mi pasă, când de țară mă ia dorul, inima mă aduce acasă, când flutură tricolorul. Mulțumesc! Din partea Prefecturii Prahova, domnul prefect Virgil Nanu.